Și personalul de la Spitalul Județean Alba s-a alăturat luni 31 octombrie protestului general din spitale declanșat de Federația Sanitas. Nemulțumirile sindicaliștilor sunt legate de salarizare și de lipsa personalului medical. După tratative cu Ministerul Sănătății, aceștia nu au ajuns la niciun consens, iar greva generală continuă și marți 1 noiembrie. La întâlnirea de lucru a comisiilor reunite de buget, finanțe, bănci, muncă și protecție socială din cadrul Camerei Deputaților, reprezentanții Guvernului Tehnocrat au respins categoric toate amendamentele cerute de sindicaliști și au declarat că greva generală declanșată de Sanitas este ilegală. Sindicaliștii au anunțat că nu se vor da bătuți și nu se vor lăsa intimidați, chiar dacă protestul acestora în ceea ce privește greva generală a eșuat.